Salut, camarazi! Astăzi o să vă vorbesc despre sărbători la pârnaie. E un timp care nu e ideal. Sărbători la pârnaie înseamnă un calvar pentru deținuți. În special când vin sărbători, asta că e camera puțin în câș. În special când se apropie sărbătorile, fiecare încearcă disperat să-și facă rost de bani, să ia la copii ceva, alții să-și cumpere o bucurie lui sau la nevastă sau la rude, eu știu, fiecare om cu dorințele lui. Deci sărbătorile, fiind oamenii sunt prostiți și manipulați de reclame, și de exemplu la politicienii corupți și șmecherii care dau țepe de sute de milioane și ori nu fac pârnaie, ori fac cu 2-3 ani la vrăjeală, sau cei din structurile statale, din partidele politice care încarcă legea, dar legea nu e egală pentru toți. Omul de rând nu știe că el nu e egal cu Dragnea sau, eu știu, cu Bădălău sau cu alții rechin, cu Tărăcilă de la Călăraș și alții care au furat și de li s-a făcut limba plută. Legea nu e egală pentru toți. Legile sunt făcute pentru prostime, pentru amărâți, pentru popor, pentru clasa muncitoare, înțelegeți? Cine fură un ou, ia pârnaie, nu poate să ducă, cine fură un bou, scapă cu suspendare, știți? Așa e zicala. Așa de mult se ajung în preazba sărbătorii la pârnaie, că deja se produce suprapopulare. Petrecerea sărbătorilor, special Crăciunul, Anul Nou, Paște, la pârnaie, arată, e o chestie jalnică, să stai alături de oameni străini, de psihopați, de dereglați, de drogați, de aia cu gardă inversă. Unii sunt chiar scurți în bantă, alții sunt duși cu pluta, să stai alături de niște gardieni care... De fapt, ăia își fac meseria și doar e la bască de tine. Cine n-are bani de cumpărături e ultimul pe planetă. Se uită la jin, la cei care mănâncă cașcaval, salam și, eu știu, sarmale și ciorbă de burtă de pe pachetele aduse de neveste sau de la rude. Că știu că la Poarta Albă, când am stat... Să dătea voie să-ți aducă și sarmale calde, și mămăligă, și ciorbă de burtă, știi? Dar nu e peste tot aceeași chestie. Poate la Poarta Albă, că e mai în boscheți, așa, știi? Dar restul pe aici, la Jilava, la Rahova, nu-ți dă voie să aducă sarmale, mămăligă sau ciorbă. Să, ăștia care n-au niciun ban sunt, v-am zis, sunt ultimii pe planetă. Dacă îi dă cineva de milă o lingură de cafea și 2-3 linguri de zahăr, zice că l-a luat pe Dumnezeu de picior, înțelegeți? Că nici la pârnaie, oamenii cine are, are, cine n-are, n-are, înțelegeți? Și ea care au nu interesează de ea care n-au, că e un fel de lege a junglei, înțelegeți? Și acolo, la pârnaie de sărbători, se face diferența între bogat și sărac, ca și în societate, ca și în libertate. Cine are să îndoapă ca curcanul, cine nu, să uită pe geam, știți? Era dur uneori, știți? Ăștia amărâții erau obligați uneori să mai care gențile, dacă ședea cu cât un milionar, cât un descrop bogat în celulă, cum a fost cazul lui Nelu Iordache, sau și tot felul de escroși până la pârnaie, groia ăla de la CFR, foștii miniștri Codru Sere și Zolt Noghi, Dan Șova și ăștia, cine ședea cu ăsta, cu un barosan, cu un escroc de ăsta, îi mai căra gențile, îi pica și lui o conserve, o pungă de cafea, un chil de zahăr, câteva banane. Cam asta înseamnă generozitatea la pârnaie. Țin minte că
Aveam un amic, crocodilul, care a făcuse o climă prostească și băgase 17 ani deja, cred că s-a liberat între timp. Ăsta odată l-a scos un consilier de stat care fusese agățat cu Varanu, cu Voiculescu de la Antene, l-a scos la nevasta lui și pe el la pachet, că de multe ori nevestele aduceau câte 3-4 pachete ca să îi dătea lui bărbasul unul, când ședea la vorbitor și după aia mai scotea încă 2-3 inși la pachete și îi dătea doar pachetul și atâta, știi, nu mai vorbea cu ei. Și omul își lua 3-4 pachete și crocodilul ăsta îl rugase ăla, Sandu parcă îl chema, consilier de stat, cuplat cu Varanu, agățat cu Varanu. L-a rugat să iasă la pachet, la nevastă, să-i mai aducă un pachet. A ieșit ăla, i-a adus un pachet, biacăra pachetul vreo 400 de metri de la vorbitor până de la vizită până în celulă. I l-a dat și ce credeți că i-a dat ministrul, consilierul de stat cu rang de ministru? I-a dat un măr și o sticlă de o cutiuță de aia de Fanta. Ăsta era să-i dea cu ele în cap, știi? Înțelegi? Păi chiar așa, băi, frate, dar ăștia bogații sunt mai caliși ca amărâți, știi? I-a dat un măr și o cutiuță de aia de Fanta, că i-a cărat pachetul 400 de metri, 10 kg de pachet, știi? Oamenii ăștia, unii sunt chiar penibili, nu contează că sunt avocați, procurori, judecători, eu știu, generali, miniștri, foști primari, sunt penibili, majoritatea sunt lichene și golan, care n-au bunul simț, n-au fler, n-au nimica. Cine avea bani atunci de sărbători, când se făceau cumpărăturile înaintea Crăciunului, aia se îndopau cu bunătăți, cașcaval, salam, banane, cafea, tot ce vrea, chivi, ce vrea, mușchilor, conserve de pește, așa. Aia alții ședeau și se uitau pângar care n-avea bani și dacă mai cunoștea pe unul, el rugea să ia și lui o pungă de pufuleți, știți? Deci, unii se mai alegeau și cu două, trei pungi, că normal că încerca la mai mult și din trei, patru îi aducea măcar unul, îi aducea o pungă de pufule sau două. Deci mai schimba și el meniul, nu mai mânca alături. Dar majoritatea nu mai au familie acasă, afară, mulți sunt foștii căminiști al lui Ceaușescu, sunt pierduți în timp și în spațiu, chiar și după lovitura de stat. Ăștia care au stat în căminele astea de copii, până orfelinate, ăștia sunt carne pentru malaxorul ANP-ului, Administrației Naționale a Penitenciarilor și pentru pușcării, pentru că tot sistemul, procurorii, judecătorii, avocații, jandarmii, polițiștii, băia de la CCR, de la ce vreți voi, toți trăiesc de pe urma la amărâți ăștia. Cu cât în pușcăriile mai pline, cu atât trăiesc ei mai bine și au pensii nesimțite și salarii nesimțite. Ăștia alții amărâți, vai de mama lor la pușcărie. Iar cei care aveau familie, iarăși era greu de digerat, pentru că venea nevasta sau copiii sau părinții, dătea pachetul și dai la o oră cu ei la vorbitor. După aia tu te întorceai singur în celula străină, rece și neprietenoasă și ai tăi se întorceau acasă în grup, știi? Pe mulți îi dătea peste cap treaba asta, știi? Că ții minte că unii bombardieri, nu știu ce, plângeau ca copiii pe acolo, până în celule, știi? Că nimeni nu e de piatră, orice om are o inimă. De sărbători, mulți care mai aveau neveste și copii, sau părinți, făceau, comiteau sinucideri, știți, pentru că nu puteau să treacă peste timpul ăsta. Mulți sunt labili sufletește, nu contează ca o bicepșii de 50, forța omului e tăria, e în spirituală și sufletească. Dacă nu ești tare mental și sufletește, clachezi. E un timp greu de stăpânit sărbătorile la pârnaie.
și cu oamenii aiurea, străini, pe Barosan, cum v-am zis, îi dorea la bască. Au bani, au mâncare bună, celule speciale, pe ei nu-i bagă cu prostii, mai bagă în anumite celule, pe escrocii deosebiți, pe politicieni, pe general, pe jandarmi, pe miniștri, pe procurori, pe ăștia îi bagă separat, nu-i bagă cu prostime, înțelegeți? Ăștia e doar la bască, că au dat tunuri de sute de milioane de euro, au luat pedepse de 2-3 ani, fac maxim 2 ani de pârnaie și le rămâne milioanele. Pentru că legea nu e egală pentru bogați, escroci bogați, bogații nu sunt egali cu amărășteni, înțelegeți? Plus că ăștia dând tunuri multe și mari, au bani mulți, pot să-și ia avocați, au altă pondere în pârnaie, știi? Ba mai mult, la noi justiția încurajează furtul, pentru că în momentul când tu arestezi un escroc care a furat 14-15 milioane sau 30 de milioane sau 50 și dai 3-4 ani de pușcărie, din care face maxim 2, și nu iei banii, înseamnă că tu ca legiuitor, tu încurajezi hoția, că procurorii și judecătorii, da, sau DNA-ul, dacă nu pun mâna pe banii furați, degeaba face la pârnaie. Ăla face 2-3 ani pârnaie, banii rămân și ciuciu, nu mai vede nimeni nimica. Proștii sunt cei care au pierdut banii. Păi eu cred că oricine stă la pârnaie 3-4 ani pentru 20-30 de milioane furate. Eu, așa părerea mea. De sărbători unii cad în depresie, sunt abătuți, absenți, alții se îmbată, alții se drogează. E un timp de calvar în fiecare an prin pușcăriile românești. E un fel de drum spre Golgota, să zic așa. Nervii sunt întinși la maxim, se iscă de nimic, scandaluri, bătăi, agresiuni, amenințări. E foarte urât să fii singur de sărbători în pușcării, departe de cei dragi, de cei iubiți, de nevastă, de copii, eu știu, de părinți. E o vreme de încercare maximă care unii clachează, nu rezistă. Eu zic, Doamne ferește, vă sfătuiesc să vă vedeți de treburile voastre, nu vă caliciți de la bani, nu vă lăsați manipulați de sataniști care vă spune că dacă ai bani ești fericit. Nu, dacă ai bani mulți nu ești fericit, stai cu grija lor, după aia banul te domină. Banul e mamonul din Biblie care pune stăpânire pe tine. Din ce ai mai mulți bani, de atâta vrei mai mult și devii robul banului. Eu zic să vă vedeți de treaba voastră, chiar dacă mâncați o chiflă mai puțin, nu contează. Important este să dormiți pe pernuța voastră în casa voastră, să nu vă deranjeze nimeni, să nu fiți sluga la nimeni, să nu vă dea nimeni ordine și comenzi că nu e plăcut. Mai bine să fiți voi înșiși la voi acasă, mâncați mai puțin, sunteți liniștiți, sunteți fericiți, sunteți fără griji. La pârnaie nu e bine, pârnaie e o probă care mulți clachează, nu rezistă, nu contează bicep și nu contează nimica, unii nu rezistă pur și simplu. Deci, camarazi, v-am spus cum e cu sărbătorile la pârnaie, sper că v-a plăcut, dați share, dați like și rămânem precum catarii umăr la umăr. Pa, camarazi!